Unul mai frumos și mai impunător ca altul. În total, 1400 de cai de rasă. Atât cuprinde Hergelia Națională a României. O comoară inestimabilă din care o mică parte se regăsește și la Buzău. Peste 200 de exemplare din rasa pur sânge englez și gidran sunt crescute la Cislău. Hergelia de aici a fost înființată în anul 1884 și a dat de-a lungul timpului cele mai frumoase exemplare de cabaline, un dintre ele ajungând peste hotare pentru îmbunătățirea raselor. Are o istorie impresionantă, iar astăzi este un loc parcă desprins dintr-o poveste. Herghelia de la Cislău se întinde pe 100 de hectare de pășune, înconjurată de dealuri și păduri. Ea a fost înființată în 1884, în urma unui decret dat de domnitorul Cuza, prin care domeniile mitocului călugăresc au fost cedate a armatei călugării care aveau aici o viață monahală de câteva sute de ani au fost siliți într-un fel să se retragă și atunci din materialele de construcție din care fuseseră construite chiliile lor au fost aceste materiale refolosite la fundațiile unor grajuri pe care le mai vedem astăzi în Herghelie. Deci Câteva grajduri chiar sunt cele originale, dacă pot să mă exprim așa, datând chiar de la vremea înființării. În 1886, Hergelia a trebuit desfințată și s-a constituit un depozit de armăsari care a funcționat până în anul 1916. Abia în 1945, sub conducerea Ministerului Agriculturii, s-a organizat Hergelia Cislău, în vederea creșterii și dezvoltării rasei pur sânge englez. Din 2002, administrarea Hergeliei este preluată de Regia Națională a Pădurilor, Rom Silva, respectiv de Direcția Silvică Buzău. Astăzi, Hergelia de la Cislău este singurul loc din țară unde sunt crescuți cai de rasă pur sânge englez și gidran. Sunt cai puternici, eleganți, docili, specializați pentru cursele de galop și obstacole. Acum, cel mai valoros armăsar este un pur sânge englez, al cărui bunic a jucat în filmele lui Sergiu Nicolaescu. El este un Galul cel mai tânăr pe penier, are 7 ani. E de linia lui Varlam, taică sau au fost Varlam, bunică sub care a jucat în filme, străbunicul lui Elixir, care a fost campion pe hipodrome. Valac tot la fel și Varlam. Deci este o linie foarte, foarte bună. Frumoasele exemplare atrag privirea tuturor iubitorilor de cabaline, iar cei care ajung cel puțin odată în vizită la Cislău se întorc clar și a doua oară. În vizitat de câte ori aici? A, De foarte multe ori. Noi suntem din zonă și venim în weekend special pentru acești căluți. Iubim foarte mult. Eu mai puțin, că, mă rog, mai avem și treburi, dar soțul meu e nelipsit. Adică, aici e viața lui. Sunt speciali cum de fapt se și spune că ei sunt prietenii omului și îi iubim. În total, aici sunt crescuți peste 200 de cai de rasă, din cei 1400 câți fac parte din Hergelia Națională.